Mai multe clădiri istorice din zona centrală a municipiului Câmpul Lung Moldovenesc vor fi reabilitate în perioada următoare cu bani de la bugetul local. Prima clădire care deja am proiectul pentru reabilitarea totală este vorba de fosta primărie a orașului Câmpul Lung Moldovenesc, o clădire construită în anul 1893. La parter, zonele sunt private, etajul este într-adevăr a primăriei. Prin acest proiect și prin acest regulament, noi putem interveni de a executa toate lucrările de reabilitare. În luna lui septembrie vom scoate la licitație publică reabilitarea acestei clădiri, fiindcă este și de patrimoniu tip B și nu poate, chiar dacă este de patrimoniu tip B, nu putem accesa fonduri de la Ministerul Culturii pentru reabilitarea ei. Toată reabilitarea, în valoare de 2,2 milioane de lei, va fi suportată de către din bugetul local. Imediat după finalizarea întregii reabilitări, proprietarii, și mă refer la parter, vor primi fiecare factura de decontare a părții spațiului pe care îl deține. Investiția va costa 2,2 milioane de lei și va fi realizată în conformitate cu un regulament aprobat prin Consiliul Local. Consiliul Local a aprobat în luna lui februarie, prin hotărâri de Consiliul Local, un regulament de reabilitare a fațadelor din zona centrală. Deci îmi trebuia un asemenea regulament care trebuiau prinse toate procedurile legale de a interveni la fațada unor clădiri, unor imobile din zona centrală, chiar dacă sunt și private. Primăria a finalizat deja reabilitarea unor clădiri din centrul municipiului, între acestea se numără Școala Generală numărul 3 Bogdan Vodă și Biserica Romano-Catolică. Procesul de reabilitare a fațadelor clădirilor istorice din centrul municipiului Câmpul Lung Moldovenesc se va finaliza până în a doua parte a anului următor.